Ca în fiecare început de an, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt ne întâmpină în salonul de iarnă organizat la Galeria Artis. O expoziție de pictură clasică de peisaj, realizată în taberele de creație Nicolae Truță, desfășurate anul trecut pe malurile Dunării, la Corabia și Orșova. Locuri încărcate de motive picturale, unde artiștii plastici au redescoperit noi valențe ale actului creator. Au pictat sincer cu ei înșiși și cu ceilalți confrați, pe teme și subiecte comune, ori la alegere liberă. Ca orice tabără, chiar și pentru mine, este din nou o readucere a minte, un fel de școală. Marii noștri maestri odinioară, care nu făceau studii universitare, se întâlneau și organizau tabere în care împărtășeau unii de la alții experiența acumulată în timp. Și sigur că asta se consideră ca o parte practică a unor studii legate de arta plastică. Apoi peisajul de aici, cu o culoare extraordinară, culoare locală, cu multe contraste frumoase, cald-rece, între casele cu acoperiș de țiglă și verde, la acesta, pe game diferite ale muntelui, apa, nu mai vorbesc, cu oglindirea lor în lacul care este aici, ne-a pus probleme să putem să facem un alt tip de peisaj decât cel pe care îl facem noi obișnuit în câmpie. Expoziția de bună tradiție artistică, ajunsă la cea de-a 12-a ediție, reafirmă talentul artistic al expozanților olteni, Traian Zorzoliu, Marcel Voinea, Iulian Segărceanu, Paul Tudor Balș, Cristina Bacicu Botez, Severica Mitrache, Dan Dimulescu, împreună cu mai tânărul său discipol, Alexandru Comănceanu, și al artiștilor olteni activi în București, Mihai Marin Cârstea, Eusebiu Josan, Lucian Liciu, Andreea Dosinescu. S-au alăturat acestui grup la Orșova două nume tinere, Robert Florica și George Voica. Predispus la meditație și contemplare, cu lucrări sensibile, Robert Florica surprinde ceața și norii grei de ploaie deasupra cursului Dunării sau bogăția vegetației luxuriante în tonuri infinite de verde. În schimb, George Voica abordează în tușe viguroase teme dinamice, precum forfota pieței orașului sau o scenă de pescuit pe malul Dunării. Scriitura alertă, siguranța, precizia și sinteza ductului desenului ni-l recomandă ca pe un tânăr înzestrat care începe să-și definească stilul. Ținuta artistică a acestei tabere este destul de bine cotată. Este diversificată ca stiluri, sunt tineri noi, în raport cu noi ceilalți care suntem mai tradiționaliști, sunt modalități diferite de a trata natura, de a o reprezenta, încât această diversitate dă o notă de originalitate și în același timp face bine și expozițiilor și în același timp și a împărtășirii de la unul la altul, a unor tendințe artistice, a unor modalități de a realiza spațiu. Este bine și tragem nădejde că și în anii viitori vom fi sănătoși să ne întâlnim în asemenea împrejurări și să ne bucurăm că am mai învățat ceva, că am mai pictat ceva și că am mai lăsat ceva, dacă se poate, în urma noastră. Această ediție a Salonului de Iarnă a fost dedicată seniorului artiștilor plastici din județul Olt, implicit al taberei de creație, Traian Zorzoliu. Dascăl, pictor, muzeograf, istoric, a scris 23 de lucrări monografice, poet, ctitor de muzee amenajate pe colecții diferite, arheologice, istorice, etnografice, religioase, memoriale, om de rarisimă calitate, Traian Zorzoliu s-a săvârșit din viață pe 26 ianuarie 2015, cu câteva zile înainte de vernisajul salonului.
a fost prezent vizual grație interviului realizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale în tabăra de creație. Mărturisea că el face istorie, nu o citește sau povestește, ci o reclădește. O istorie minunat expusă în Muzeul Câmpiei Boianului de la Drăgănești-Olt, fondat și înzestrat prin munca lui. Mereu iscoditor, nu se cantona în formule învechite, dorind să le ofere vizitatorilor un alt mod de a vedea istoria. Așa s-a născut satul neolitic reconstituit în incinta Muzeului Câmpiei Boianului. Își dorea ca până la sfârșitul anului 2014 să finalizeze lucrările de restaurare ale unei dave, cetate geto-dacică, amplasată pe o înălțime din împrejurimile Drăgăneștilor, pentru ca apoi să îmbrace o latură a clădirii muzeului cu un basorelief în care să recompună marile bătălii ale românilor. Mi-ar lua cam un an, spunea încrezător, și toate acestea pentru că a avut un crez pe care l-a urmat neabătut în pofida marilor încercări, unele tragice, prin care a trecut. Eu am avut un crez în viața mea, pentru că am avut o viață foarte zbuciumată, plină de evenimente majore pe care cu mare greutate le poate trece un om. Dar am avut un crez pe care nu l-am părăsit nici în cele mai grele cumpene ale vieții. Adică am vrut să fac ceva și am avut obsesia timpului pierdut. Și întotdeauna mi-am dorit să nu fiu în urma obștei de unde vin. Am tot căutat să văd ce pot să fac ca să fiu cât mai util societății. O parte din frumusețea sufletului lui Traian Zorzoliu este așternută pe pânzele lucrate în tabăra de creație de la Orșova. Lucrările lui Traian Zorzoliu trădează experiență plastică, știința perspectivei surprinsă rapid dintr-o privire, rafinament cromatic, gingășie și delicatețe. Mulțumindu-i lui Traian Zorzoliu pentru imensa bogăție spirituală pe care ne-a lăsat-o, mâine seară vom continua să privim colțuri de rai, transpuse cu măestrie de artiștii participanți la tabăra de creație 2014.